Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi cu comentarea aceasta. Cine este pentru? Ordine împotrivă, abține nu sunt. O să supun la vot procesele verbale din ședințele anterioare, procesul verbal din 29 septembrie. Cine este pentru validarea procesului verbal din 29 septembrie? Supun la vot procesul verbal din 6 octombrie. Cine este pentru? Procesul verbal din 10 octombrie. Supun la vot. Cine este pentru? Și din 17 octombrie, procesul verbal, cine este pentru? Mulțumesc. O să intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei sesiunii a doua de selecție luată din anul 2022 a proiectelor programelor depuse prin finanțare de la MUSAP din fondul bugetului local municipiului. Cine se pregătește? Consiliul local are inițiativă și hotărăște să în toate problemele de interes local, potrivit codului administrativ, printre care și aprobarea listelor sesiunilor de selecție anuală a proiectelor și programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondul de bugetul local al municipiului Onești. Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual din bugetele autorităților finanțatoare. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții Comisiei 1. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Am mulțumesc frumos. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă sunt. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Deci, la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Onești a unui succesiun vacant. Imobilul care face parte, deci că face obiectul prezent pe proiect de hotărâre, este situat în municipiul Onești, este arată Victor Babeș și numărul 2, apartamentul 4, compus din o cameră, pentru că față o curie de 28,48 metri pătrați. Imobilul s-a aflat în proprietatea de funcție Colorado Maria. În baza pieselor din dosarul succesoral, a fost emis certificatul de vacanță succesorală numărul 83/2022, în care se certifică că moștenitorul Oată Onești, cu sediul în Onești, Bulevard Bucătul numărul 17, județul Bacău, cu o cotă de 1-1 în masa succesorală. Având în vedere cele expuse, supunem dezbaterii și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc, la tot specialitatea a fost aici prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia 4, vă rog. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dezbatem numai de acest proiect. Nu aș avea întrebare. Aș vrea să știu dacă avem idee care va fi destinația acestui imobil. Și aș vrea să știu câte imobile am avut în ultimii 10 ani și care a fost destinația pe care am dat-o acestora provenite din succesiuni care n-au... Cred că este primul. Eu nu mi-aduc aminte să mai... Destinația va intra în fondul locativ și va fi repartizat pentru un dispozitiv la doamnă în vigoare. M-am gândit că poate există deja... E, nu, există o procedură de repartizare a locuințelor. Adică asta e ideea, intră pe procedura de repartizare a locuințelor. Absolut. Are dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Deci, la proiectul numărul 3, proiectul hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului și vederea actualizării evidenței contabile pentru și tehnic operative acestea. Cum înțeleg? Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea zisă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă de evaluatori autorizați, conform reglementărilor legale în vigoare și ca urmare a împlinirii de rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați aneva, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Mulțumesc frumos. Raport special care a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuție pe mare acest proiect. Am o problemă și nu știu cum să o rezolvăm cu acest proiect. Proiectul este conceput pentru a actualiza valoarea contabilă. Da? Pentru asta se fac rapoartele de valoare. Doar că, surpriză, rapoartele de valoare pe care le-ați prezentat determină valoarea de piața terenurilor, adică sunt pregătite pentru vânzare. Corect ce spun eu? Adică hotărârea nu are nici în primul, nici în unică cu rapoartele. Nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Chiar dacă se pregătește, sau, mă rog, cu virgul, cu virgulele de rugare se pregătește, în codul administrativ la vânzare este prevăzut că se va lua două valori. Valoarea de inventar contabilă, valoarea contabilă și valoarea de circulație a pieței. Asta este primul raport și pe baza acestui raport de evaluare se introduc datele în contabilitate și se va ține seama, într-adevăr, de aceste evaluări la vânzare și ulterior se va mai face un alt raport de evaluare cu valoarea de piață. E un alt evaluator, că nu poate să facă altceva. Asta încerc să vă spun în sănătate. Rapoartele de la acest proiect determină valoarea de piață și nu valoarea justă. Da? Ar fi trebuit ca pe rapoartele să determine valoarea justă. Da? Și după aceea să veniți cu alt raport, unde să fie determinată valoarea de piață. Greșesc? Nu, dar... Păi, asta vă spun. Da. Da, dacă deschidem rapoartele, mai ales nu mai discutăm forma, că acolo ar fi trebuit, cum ești la contacte, să existe obligatoriu. Dar trecem peste asta, eu nu am găsit valoarea justă. Este vorba doar și determinarea valoarei de piață. Asta înseamnă că este direct raportul pentru vânzare. Textul pe care trebuie să-l aprobăm noi acum, nu are legătură cu anexele. Da, eu nu văd așa, dar probabil colegii mei și îmi pare o colegă de la patrimoniu este concediu, nu este, este în locuitură, nu știu că știe problema noastră, dar raportul repet. În raportul numărul 4, de exemplu, avem strada eternității numărul 24, este cimitirul Red, unde se evaluează efectiv aleile, capela, terenul de sub construcție. Da, dar vă repet, la momentul acesta, pentru a introduce și a stabili valoarea contabilă, ne trebuie un raport de evaluare, cu un raport de evaluare. Exact asta facem. Noi facem asta. Da, asta facem acum. Pe baza acestui raport se introduc date din contabilitate și în patrimoniu. Și asta este valoarea contabilă. Ca să introduceți, dacă permiteți, dacă să introducem date, să introduceți date, nu introduceți, să introduceți date din contabilitate, ar trebui să aveți un raport de evaluare, care să determine valoarea justă, da? Ok, pe baza acelui raport și pe baza hotărârii Consiliului Local, introduceți acea valoare în contabilitate. Următorul pas, când vreți să vin, mă refer la roate, când vrea să vină terenul respectiv, îi trebuie un alt raport de evaluare care să stabilească valoarea de piață. Faptul că cele două valori, valoarea justă și valoarea de piață, sunt identice, este altă discuție. Da, eu înțeleg că prin aceste rapoarte de evaluare, practic, se actualizează valoarea de inventar din contabilitate. Avem o valoare... Dar raportul nu spune asta, asta vreau să vă spun. Da, mă rog. Nu sunt expert, nu sunt evaluator, eu vă spun din punct de vedere juridic care este rostul acestui proiect de hotărâre. Mai departe, evaluarea se face la mai multe criterii. Ele oarecum interferează valorile la care face mențiune domnul Cimpoieșu. Nu știu acum care e exact exprimarea din rapoartele de evaluare, dar în principiu sunt mai multe metode prin care sunt abordate respectivele imobile și se stabilește de către evaluator o valoare. Acum, nu știu pe ce variantă din ele a mers. Dar ca principiu sunt cam aceleași, adică nu-s diferențe între valoarea de piață și valoarea de, nu știu, nu-s diferențe foarte mari considerabile ca idei. E oarecum o abordare de, nu știu, e o formulare, nu știu,
exprimat. Vă aici la un raport, încerc scuze, nu în considerare obiectul evaluării și scopul acestuia, tipul de valoare adecvat este valoarea justă. Așa îmi scrie în raport. Nu despre asta. Da, uitați, la prima pagină da, scuzați. Exact. Deci raportul este destinat utilizării de către dumneavoastră în scopul declarat la contractarea lucrărilor, rapoarte financiare înregistrate în contabilitatea valoarei juste a bunurilor. Cu respectarea standardelor evaluare a NEVAL 2022 SEF 430. Zice în raport, și dacă vă urați de termenul valoarea de piață. Ok. Noi o să ne abținem la vot și haideți să luăm. Ce se întâmplă? Potrivit codului administrativ, evaluatorul răspunde de ceea ce scrie acolo. Exact. Nu funcționează așa lucrurile, că nu pot, dacă la zice o prostie, eu să citesc prostia. Sunteți de profesie economist, probabil aveți cunoștințe. S-a creditat, totuși. Și ce, nu pot înfunda pușcăria dacă s-a creditat? Cu toți ar trebui să înfundăm pușcăria, numai evaluatorii. Ei, nu toți, lăsați. Nu generalizați doamna Pașcu, că... Păi, eu mai țin. Bun, mai sunt și alții pătrinții. Dacă nu se pun la vot proiectul numărul 3, ce este pentru? Votul împotriva? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 4, proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Orești, la unele imobile construite din terenul pus și fără construcție, situată în intervenirea municipiului Orești. Imobile ce fac obiectul propunerii de întrebare în proprietatea privată a municipiului Orești sunt situate în cadrul localității identificate prin plan de avansare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor, precum și pentru stabilirea apartenenței la domeniul acestora. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 4. Avis favorabil. Vă mulțumesc frumos. Discuții primare de acestui proiect, numărul 4. Dacă nu sunt supun la vot proiectul formalizat. Cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Deci, la proiectul numărul 5, proiectul privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară a imobililor identificate cu numărul care stă 67.978 și cu numărul care stă 68.550, situat în municipiul Orești. Având în vedere necesitatea unor investiții vizuale pe domeniile cu numărul care stă 67.978 și 68.550 și ținând cont de procesul de verbare al Comisiei de Constatare a stadiilor fizice ale unor imobile situate pe unele terenuri aparținând în municipiul Ionești, prin care s-au constatat autodemolarea unor construcții de pe terenurile antemenționate, prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea datelor de carte funciară al imobilor identificate cu numele menționate mai sus. Față de cele prezentate, propune stabilire și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre de forma prezentată. Raportul specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4, vă rog. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuți primarul acestui lucru. Dacă nu sunt, cine este pentru? Vă mulțumesc frumos. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului legal de us și servitute asupra unui suprafețe de teren aflat în proprietatea municipiului Județul Bacău. În vederea executării lucrării extindere energie electrică din fiara industriilor numărul 3, bloc 5, municipiul Ionești, sectorul Gazgrid, se pune solicitarea în vederea acordării dreptului legal de us și servitute asupra suprafeței de 96 metri pătrați, teren aparținând domeniului public al municipiului Ionești, solicitare ce este însoțită de memorii tehnic. Față de această solicitare, considerăm că sunt întâlnite condițiile de legalitate și oportunitate, pentru care vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4, vă rog. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului numărul 6. Dacă nu sunt, supun la vot în forma prezentată. Cine este pentru?
Vă mulțumesc. Totul împotriva, ține știință. Proiectul hotărârii numărul 7, proiectul hotărârii din transmiterea drepturilor de concesiune asupra unor terenuri proprietate ale municipiului. În vederea realizării atribuțiilor conferite de codul administrativ, Consiliul Local hotărăște îndrăgățile de liberă în administrare concesionale să închideze a bunilor ce aparține domnului public al sau domnului privat al municipiului Mersi. Hotărâri de Consiliul anterioare a fost ca și lucru pe forma concesiunii sau acțiunea de teren menționat în documentele neamintate. Ținem seama de solicitările registrate la primăria municipiului Mersi, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare din proiectul de hotărâre menționat. Față de cele arătate, ce fost analizat și discutați. Raportul specialitatea a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Aviz favorabil, vă rog. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Numărul 7, cine este pentru? 7. Mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiectul hotărâre privind aprobarea numărului și cuantum burselor aferent anul școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul care de stat de stat, prezență, din municipiul Aniș. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, dusând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care sunt dezvoltate parte din la învățătură și disciplină. Luând în considerare prevederile legale care stipulează cuantumul de burse și numărul acestora, se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului Local. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învățământ de pe data municipiului Mersi, precum și cuantumul acestora astfel. 50 de lei bursa de performanță, 200 de lei bursa de mediu, 150 de lei bursa de studiu și 200 de lei bursa de ajutor social. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cu o singură precizare, acest proiect a fost analizat și va fi aprobat și va fi contrasemnat pentru legalitate pentru colegul meu, directorul executiv al Direcției Juridice Robert Chiriac. Având în vedere, eu știu, nesuspiciunea, că n-aș putea să zic suspiciunea, pentru că nu am putea să spun de anii, cu privire la conflictul de interese. Nu e conflict de interese sub nicio formă și o să vină anii și o să reglementeze această situație, am înțeles-o. Dar până la momentul recent pe site-ul anii a fost publicat un raport, colegul meu de la Agenția Juridică, mi l-a arătat, un consilier local sau ce a votat sau a semnat ceva în care un grup foarte mare de nu știu câte persoane participa și fi ca dumnealui și l-au considerat un conflict de interese. Și se judecă acum, da? Eu nu îmi iau măsura și pentru ceilalți consilieri, pentru gradul 1-2, dacă e cineva să ne anunțați, să trecem în procesul. Dar eu nu participă la vot. Nu participă la vot. Nu participă la vot. Nu participă la vot. Mai trebuie să nu inițiez nicio. Nu are legătură. Eu anul trecut am făcut special ce? Copiii mei să nu fie trecut la bursă, da. Asta nu e nicio problemă. Eu o să-i cer toate sub 9.50. Da. Se poate interpreta așa. Da. 9.50, da. Dar nu sunt discuții. Nu supun avisele. A, scuze, ce scuze. Comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia 4, mă rog. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da, trecem la următorul proiect. Proiect hotărâre privind actualizarea Comisiei de aplicare a criteriului selecția operatorilor de taxe și taximetriști și independenți. A fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local 26/2013 privind aprobarea procedurii de atribuire a criteriilor de selecție a operatorilor. Era nouă. Nu, este nou prin noua dispoziție de care a fost desnit, au fost în greu numerotate. Da. Privind aprobarea criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriști independenți și de stabilirea comisiei de aplicare a acestora. Privind aprobarea criteriilor
prin hotărârea Consiliului Local numărul 23 pe 2013 ce s-a aprobat cu mutarea aplicarea criteriilor de selecție a operatorilor de taxi și taximetriști privind procedura de atribuire a criteriilor de selecție operatorilor de taxi și taximetriștilor independenți. Datorită faptului că parte din membrii comisiei ce au fost analizați pe această hotărâre nu mai lucrează în cadrul instituției noastre, propunem actualizarea componenței celor două comisii conform propunerilor înaintate. Față de cele menționate, avem în vedere prevederile stipulate de codul administrativ și al administrației în domeniu, vă propunem aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumesc. Raportul societatea a fost prezentat. Au cuvântul prezentanții comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții prin așa proiectul numărul 9. Dacă nu sunt se va alege această comisie. Întrebarea mea dacă această comisie are și drept de control asupra firmelor de taxi. Și mă refer neapărat la orarul de funcționare a firmelor. Știm foarte bine, cred că majoritatea ați avut câte o ocazie noaptea să fie un taxi și să nu vină, că nu au, sau sunt plecate din localitate. E mai frumos așa să se spună. Măcar puteți să trimiteți o solicitare, o notificare ca orarul să fie cât de cât respectat și nu spunem că puteți avea și drept de aplicarea unor pedepse dacă nu respectați acest orar. Mulțumesc! Dar în această comisie este doar pentru atribuirea contractelor, dar pentru respectarea regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de taxe există autoritatea locală la monitorizare. Aspectul ăsta o să-l vedem și, doamna Bocănesc, v-aș putea să vedeți când verificați regulamentul de organizare și desfășurare a serviciului de taxe, dacă este prevăzut, nu știu pentru ce este prevăzut să asigure 24 de ore și dacă nu, ei au caiete versate și în contractul de atribuire, ei au 24-24, clar, că nu respectă, nu s-a plăs nimeni până acum, că nu există... Da, o să notificăm toți operatorii. Nu, o să notificăm toți operatorii, să respectă 24-24, pentru că așa au caiete de sarce. Mulțumim. Dar, îi respectă programul de 24, dar respectă cu mașină sau două. Acolo nu mai trebuie, trebuie să asigure un minim. De asta, când sunăm la 11 noaptea, nu poți să taxi. Nu poți să controlezi. El are o mașină. Bonul de fiscal. Trebuie să aibă anul. Tocmai. De asta e. O să asiguri permanența non-stop. Pentru că așa au căi de stație. Păi asta v-am zis. O mașină să fie care nu poate face față. Trebuie să ne conjugăm.
Pentru executarea serviciului de transport persoane de trație în municipiul Muntin, hotărârea Consiliului Local numărul 139 pe 27 septembrie 2007 s-a aprobat pentru o perioadă de 5 ani 2018-2023 ca număr de 200 de autorizații de trație pentru executarea serviciului de transport persoane de trație în municipiul Muntin, sectorul subiectiv. Având în vedere prevederile legale de domeniu care permit prelungirea autorizației doar la CRR pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, în prezentul proiect de hotărâre, se presupunem aprobării prelungirea perioadei de funcționare a autorităților de taxă atribuită pentru executarea serviciilor de transport public de persoane în municipiul Ionești, pentru perioada 2023-2028. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc frumos. Raport specialitate a fost prezentat. Ai cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4, vă rog. Aviz favorabil. Vă mulțumesc frumos. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 10. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 11, proiect de hotărâre în modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 26/2021, privind aprobarea documentației în faza de a indicatorilor serviciului economic și a revizorului general și a dispunerii cererii de finanțare din Programul Național de Investiții Andrei Salini pentru returi de investiții în realizarea Școala Jugului, pe linia 11, de categoria 3, în municipiul Omiști. Mulțumesc pentru atenție. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 283/2021 a fost aprobată documentația în faza de a indicatorilor tehnico-economice, de riscul general și depunerea cererii de finanțare din Programul Național de Investiții Andrei Salini pentru obiectivul de investiții în modernizarea Școala Jugului 2011, având de categoria 3 a începutului județului Bacău. Având în vedere aprobarea finanțării primite din partea Ministerului de Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației, a fost necesară actualizarea proiectului în fața DALI și a indicatorilor tehnico-economice a acestuia, ținând cont evaluarea cheltuielor dirigibile ce trebuie finanțate la bugetul local și aprobarea acestora prin hotărârea Consiliului Local.
Față de celelalte, vă rugăm să analizați cele excluse și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul specialitate a fost votat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Și 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul numărul 11. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Votul împotriva ține nu sunt. Trecem la ultimul proiect. Proiectul de interes local, dacă vreau să vă înscriți. Dacă nu sunt, declar închise lucrările și nu se vă. Mulțumesc frumos pentru funcție.